Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, inițiative, domnule, pe Facebook. Cine s-ar gândi că mai poți acum, în 2016, să ai o idee pe Facebook de care să nu, la care să nu se mai fi gândit nimeni? Doamna Roxana Climescu, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Inițiatorul grup de susținere a produselor locale. Doamna Climescu a venit de la Iași ca să ne ajute să ne promovăm produsele locale la Brașov. Acum dacă nu ne-a venit nouă ideea, ce să facem? Ne scoatem pălăria și mergem înainte. Am înțeles că v-ați mutat la Brașov pentru că soțul dumneavoastră și-a găsit un job mai bun, nu? Așa este, da. Ei se mișcă, asta era o întrebare apropo de, și n-am avut cu cine să discut. Forța de muncă în România se mai mișcă? Se pare că în această zonă, da. La noi, în zona Moldovei, deși sunt multe posibilități, da. Din cauza politicii se pare că acestea sunt trecute pe locul 2, cel puțin la nivel locurilor de muncă. Corect. Da, acum avem și o explicație. Bun, haideți să vedem cum a ajuns o ieșancă să organizeze producătorii locali la Brașov. În luna octombrie, când am luat decizia împreună cu soțul să venim în Brașov, ne-a fost oarecare teamă că nu vom reuși să îi asigurăm celui mic hrana sănătoasă de care beneficiam în Iași. Și având în vedere că în Iași, pe grupul nostru, găseam de la lactate, carne, până la cosmetice naturale, am luat decizia să încep să caut și aici acești producători ca să continuăm hrana sănătoasă a celui mic. Corect, asta e foarte important, să ne hrănim sănătoși într-o lume în care pe toate ambalajele găsim litera E. Așa este. Și atunci am pornit la drum cu căutarea producătorilor locali de la nivelul Brașovului și împrejurimilor, dar munca nu a fost chiar una ușoară, pentru că căutând pe grupurile CAP și Fermierul Român, cum am început, aceștia nu prea existau. Deci oferta era destul de slabă. Și am început să contactez direct pe Facebook producători în funcție de ceea ce aveam nevoie. Nici aici nu am reușit. Când aveau Facebook toți. Aveau Facebook, dar nu erau reticenți să-mi răspundă. Nu știu de ce. Oricum, într-un final am reușit. Sardelei, da. Răspunsul e simplu, pentru că sunt ardelei. Noi nu ne-am obișnuit încă cu lentoarea de aici. Într-un final am mai căutat și pe OLX și pe alte grupuri și am început încet, încet să găsim, să-i atragem pe grupul nostru și... Câți aveți acum? Peste 30. Chiar nu i-am numărat și zilele acestea am mai reușit să adunăm câțiva. Sunt ceva, acum sperăm să vină și eventualii consumatori. Am înțeles. Deci cam asta ar fi strategia. Întâi găsești, că e și logic, nu? E economic vorbind. Întâi găsești producătorii, apoi îi ofertezi către potențialii clienți. Știți cum a fost inițial când au venit primii producătorii și au adus și consumatorii, deci clienții cu ei pe grup. Deci grupul a fost direct producători, clienți. Ceva de genul acesta, da. Cei 30 și ceva de producători acoperă toată plaja asta de produse, să zicem de strictă necesitate până la urmă. Acum nu o să găsim hârtie igienică, asta e clar. Dar produsele de strictă necesitate, eu cred că pot fi acoperite de un număr relativ mare, aproape 40 de producători, nu-s puțin. Da, această plajă a fost acoperită cu excepția fructelor. Încă mai lucrăm la fructe, deocamdată avem doar afine și mere pe grup. Afine și mere. Afine și mere. Afine, da, afine la Făgăraș, erau niște producători la de Mândra, da. Asta. Exact. Am mâncat și eu de acolo afine, foarte bune. Da. Iar mere la Homorod. Deci aceștia sunt singurii producători de fructe de pe grup. Sperăm ca în vara aceasta să mai apară și alții. Da, acum până la urmă trebuie să vedeți că partea asta de fructe este sezonieră. Exact. Nu numai la Brașov, în toată România. Avem primăvară, vară, toamnă, iarnă. Așa că este. Nu se mai respectă și avem în aprilie 30 de grade, nu mai contează. Asta da. E altă discuție. Da, și cum îi puneți? Care e mecanismul, de fapt, al grupului? Păi, în primul rând, persoana care dorește să se alăture grupului nostru face o cerere către noi. Dacă este producător... Așa vă găsește?
Cum se numește? Brașovul susține produsele locale. Brașovul susține produsele locale. Da, l-am văzut, ca să fiu sincer. Așa. Dacă este un producător, își poate prezenta printr-o postare separată produsele cu detalii de livrare, cu detalii despre produse, eventual poate face o invitație celor care doresc, au mai fost și asemenea cazuri, când producătorii au făcut invitații consumatorilor, deci eventualilor clienți să viziteze condițiile în care aceștia lucrează și ferma, astfel... Ferma, să zicem. Fermele, da. Și mi se pare un lucru foarte bun pentru că poți vedea exact cum sunt făcute produsele pe care le comanzi. Pe de altă parte, dacă persoana care dorește să se alăture grupului este un eventual client, urmărește postările pe care le fac eu sau ceilalți și își alege în funcție de ceea ce are nevoie la momentul respectiv și face o comandă strict către producător. Iar ulterior, împreună cu acesta, stabilește detaliile comenzii, eventual livrarea și alte... Livrarea se face pe căile obișnuite sau, mă rog, aferente internetului, firme de curierat, Poșta Română. În funcție de distanța la care se află producătorul respectiv, majoritatea celor care se află în apropierea Brașovului preferă să livreze produsele personal. Sunt alții care livrează în anumite zone din oraș. Iar, într-adevăr, de exemplu, în cazul afinelor, doamna va folosi curieratul rapid pentru... Da, pentru că sunt de pe zi pe alta, nu exact. Se pot strica, adică... Mai sunt cazuri când se stric, de exemplu, salata nu se este perisabilă, nu se poate trimite cu curierul rapid, dar acesta păi este da, un caz... Păi da, nu, stric la afine. Afinele, da. Și dumneavoastră spuneți că există, de fapt, o piață virtuală într-un grup pe Facebook în care noi putem fi clienți sau producători, treaba noastră, intrăm acolo și putem să ne dezvoltăm o afacere sau putem să ne hrănim în condiții mult mai bune decât o facem în momentul de față, ca să nu intru în amănunte. Da, deci acesta poate fi și un sistem win-win. Producătorii au beneficiul de a nu mai sta toată ziua în condiții neprielnice în piață sau în alte locuri și își pot vinde direct marfa, astfel aceasta nemai fiind perisabilă, deci o trimite direct către consumator, iar consumatorul direct este cel mai fericit pentru că la fel primește produse proaspete care nu stau zile întregi și nu sunt cumpărate tarabă, de alții, da. Exact, în praf și alte condiții. Și în plus, pentru mămici, de exemplu, cum este și cazul meu. Exemplu personal e cel mai important. Așa, până la urmă, corect. Și alte persoane care sunt ocupate și nu pot să meargă cu copilul sau nu au timp să meargă prin oraș să caute produse, le primesc direct acasă sau le primesc la o oră la care... se poate. De exemplu, în piață nu prea mai găsești mic la ora 6 când livrează alții. De exemplu, astăzi chiar am o livrare de produse proaspete, de salată și alte verdețuri. Deci la ora 6. La ceea dumneavoastră ce, acasă. La mine acasă, da. La domnia mea acasă. La domnia mea acasă. Cool. Da, sunt foarte multe avantaje. Există firme în străinătate, nu știu, în România. La București cred că există, dar la Brașov n-am auzit. Sunt firme care se ocupă să-ți facă piața, dar fără să se ducă în piață. De fapt, au un grup de genul ăsta, nu neapărat pe Facebook, ci pur și simplu sunt contacte. Și la 3-4 zile când tu faci comanda, se duc și ți-o iau. De la unul iau ceapă verde și salată verde, de la unul iau ridic și tot așa. Coacăze, ce mai iau ei. Ce comanzi. Și livrarea se face în ziua stabilită, la ora stabilită. Mulțumesc frumos, ai luat coșul, te-ai dus în fața frigiderului, l-ai deschis frigiderul și l-ai alimentat fără să-ți bați capul foarte mult, pentru că este ora 6 sau ora 7 sau ora 8 seara, când piețele sunt goale. Vara, după părerea mea, deși există, să zicem, condiții de piață decentă peste tot, dar vara, când te duci să cumperi struguri geme de vies prin zona respectivă, dacă te duci să cumperi căpșuni, mă rog, nu vreau să intru în amănunte, că până la urmă nu faci obiectul emisiunii. Însă mi se pare foarte curat, ca să nu zic altceva.
Așa este. În schimb de ceea ce spuneați dumneavoastră, în Iași este un astfel de producător și în același timp o persoană care livrează, un mic întreprinzător, care adună produse de la mai mulți furnizori locali și aduce acasă... Are o dubă frigorifică, probabil. Exact, exact. Și chiar se numește coșul săptămânal cu merinde țărănești. Noi am încercat să-l mai introducem și în alte orașe și nu prea am reușit. Da? Asta cu produsele țărănești nu cred că a mers. Treaba este că... Bun, mai există și plăcerea asta, să te duci tu în piață, să vezi prețurile, să mai cumperi una alta. Dar dacă termini programul la ora 6 după amiaza, plăcerea a dispărut. Sau dacă ai un copil mic după tine. Sau ai și copilul mic și da, nu cred că e vreo mare minune. A fost o serie de ONG-uri, au lansat o campanie, Adoptă un țăran. Ce campanie asta? S-a luat cumva după ce faceți dumneavoastră? Nu cred. Noi am aflat unul de altul fără să avem tangență. Noi am încercat să-i ajutăm. Le-am propus dacă au nevoie de alți producători să îi informăm pe aceștia și să le dăm mai multe informații despre ei. Dar deocamdată nu ne-au solicitat ajutorul. Sperăm să le meargă bine și nouă la fel. Care este avantajul? Există și un avantaj material? Pentru mine? Da. Sub nicio formă. Deci singurul avantaj al meu a fost că am reușit să găsesc produsele necesare pentru copilașul meu și pentru noi. Că și noi consumăm aceste produse. Păi normal, și altceva e când mănânci o roșie exact. Produsă undeva aici în zonă și altceva e când tai celebra roșie turcească. Are gustul ăla de carton deosebit, pe care, sigur... La noi problema a fost cu laptele. În primele 2 luni de când ne-am mutat în Brașov, nu am reușit să găsim un furnizor serios de lapte și a trebuit să cumpărăm din oraș. Iar gustul celui din oraș nu ne place deloc. Deci am suferit puțin la început. La capitol. Ce bine de mine că stau la țară, la Stupin la țară, la noi... Un cartier al Brașovului și Stupinul, să știți, dar e mai la țară așa. Mai liniște, mai o vacă, mai o oaie, mai nu știu ce. Problema e rezolvată cu laptele. Ta-da! Deci dacă ne mutăm cu cartofii, ta-da! Cu ceapa, pa-bam, pam-pam. Stăm bine, e un capitol la care stăm mai bine. Dar e interesant grupul ăsta și chiar am să mă lipesc și eu. O să caut eu acolo să mă lipesc pe grupul ăsta de... promovarea produselor de la Brașov. Și dacă tot vorbim de promovare, cât de importantă e promovarea? Sincer, foarte importantă. Dacă, după cum v-am spus la început, sunt mulți producători care au pagină de Facebook, dar care nu mi-au răspuns. Deci, probabil, nu știu să folosească Facebook-ul și să folosească toate modalitățile de promovare care sunt în momentul acesta, ori sunt puțin reticenți la ceea ce înseamnă Facebook. Așa că, după cum este și în campania Adoptă un țăran, după cum ați văzut, cel care se ocupă de această campanie preferă să facă el promovarea în locul celor producătorilor direct implicați. Da, e mai greu să iei un producător agricol să zici, băi nene, fă și tu 10 poze, dacă e ăsta cu merele, da? Fă o poză mare așa în care să se vadă livada. Fă niște poze cu meri înfloriți, fă niște 10 poze cu coșurile alea pline cu mere, pune și una mai în glumă cu un măgar care mănâncă un măr din... Că fă ceva care să te ajute la promovare, care să atragă atenția, pentru că oamenilor nu le este atrasă atenția. Este foarte, foarte multă publicitate în piață, în toate felurile și... Există niște denumiri aici, nu vreau să vă încarc memoria. Radio și televiziune, afișaj și așa mai departe. Dar oamenilor le trebuie ceva, o ancoră. Un stimul vizual, exact, în primul rând. Ceva care să... Măgarul ăla care mănâncă măr. Deci eu dacă văd un coș cu mere și un măgar care mănâncă cu buzele lui mari un măr, eu mă duc și iau de acolo niște mere. Nu? Asta e. Și e dificilă promovarea, presupun. Este foarte dificilă, v-am spus, tocmai există o anumită reticență. Unii nu vor să fie promovați, ceea ce este foarte ciudat.
preferă să meargă pe calea. E o lege pe aici, promovește puțin, că dacă nu te alegi cu controle. Asta este altă discuție. Nu, e aceeași discuție. E aceeași discuție. Omul zice, bă, las-mă, mai vede ăla, mai vede ăla. Vine vreunul în control noaptea când nu sunt acasă. Știți că mai sunt și controle de genul ăsta. Facebook-ul este o grădină zoologică. Ascultați-mă ce vă zic, că vă zic o singură dată. Nu mă repet. Promovare online sau pe căile normale? Radio, televiziune, chiar și pentru un grup de pe Facebook. Sincer, eu nu mă gândeam că va avea o asemenea amploare articolul pe care l-a scris domnul de la Biz Brașov. Dar iată că fiind aici, ambele metode sunt eficiente. Și online și prin intermediul radioului, a ziarelor. Da, aici iarăși va fi o discuție legată de bani. Pentru că, în general, lucrurile astea costă. Promovarea de genul ăsta, adică dacă ai o piață virtuală, vorbim de o piață virtuală, mă refer la o piață de produse agroalimentare, naturale, 100% sau cât se poate de aproape de 100%, clar fără conservanți și așa mai departe. Adică eu, de exemplu, am fost în piața organizată la Târgu de Toamnă, cred că îi spune, pe platforma acolo la Romanesa, în parcare. Mă rog, nu știu cum se zic, platformă, în parcare. Mie mi-a convenit să găsesc acolo ardei iuți murați, zacuscă, pastă de nu știu ce, pastă de nu știu ce. Adică niște lucruri pe care nu întotdeauna ai timp să le faci. Poate faci o cantitate, dar o cantitate poți să mai și cumperi. Dar nu poți să zic cu mâna pe inimă că au fost numai produse de calitate. Așa este. Asta e o problemă reală. Așa, dacă ești într-un grup din ăsta restrâns, poți să-l iei de urechi pe colegul tău de grup, să zici, Costele, păi merele alea, nene, erau lovite, bătute, ai avut ceva cu ele sau ai dat drumul la măgarul ăla între ele? Nu știu ce ai făcut. Păi noi de aceea și rugăm pe cei care cumpără de la diferiți producători să ne dea și un feedback, ca noi să știm. Deci, mai ales cei membrii care sunt noi pe grup vor să știe ce părere au cei care au cumpărat de la acei producători. Un grup să e de forum până la urmă. Forum, grup, piață, de toate. Cred că merge orice fel de denumire, se potrivește aici. Dar feedback-ul ăsta, review-urile, sunt foarte importante, mai ales că nu este o activitate la care să angajezi niște lăudaci. Că Facebook-ul asta e, până la urmă, nu ne ascundem după deget. Facebook este exact locul unde ai 2-3 lăudaci care te laudă, te pupă, îți dau like-uri, nu știu ce. Și tu, de fapt, nu ești chiar așa de frumos, înalt și deștept, cât se zice. Dar, uite, într-o zonă de genul ăsta, orice om va zice, uite, eu am cumpărat mere de la producătorul ăsta, mi le-a livrat în condiții bune, respectiv în condiții proaste, de foarte bună calitate, de proastă calitate, la fel și cu fructele de sezon, la fel și cu legume, ăsta are seră bună, la nu are seră bună, salata era amară, nu era amară. Era veștejită sau proaspătă. Da, corect. Foarte Știu. Importante lucrurile astea și trebuie și ținute sub control de cel care administrează, mă gândesc eu așa. Adevărul că am cumpărat și eu unele produse care nu pot să spun că au ieșit cu, adică aveau același gust ca cele pe care le fac eu în casă, dar de nevoie, de exemplu, zacuscă am cumpărat recent, nu avea același gust pe care l-am făcut eu, dar având în vedere că proviziile noastre s-au terminat, atunci, am fost nevoită să mai și accept. Astea, da. O să încercăm să îi degustăm pe toți, în ghilimele, și să vedem care își merită grupul sau își merită locul în grup sau nu. Cei care se învârt acum în grupul ăsta, și mă refer la producători, au făcut dovada într-un fel sau altul sau într-o perioadă de timp a calității produselor pe care le comercializează până la urmă. Deocamdată, chiar dacă numărul membrilor este relativ mic spre deosebire de alte grupuri, nu am primit review-uri negative. Nu știu, ori lumea nu a vrut să facă aceste review-uri, ori producătorii chiar și-au dus la îndeplinire tot ce au promis. Cam ce calități ar trebui să aibă un producător? Acum nu vorbim numai de ăștia de la Brașov, vorbim în general. Ce calități aveau producătorii de la Iași?
În primul rând, știau să comunice cu oamenii. Am văzut că recent la Iași chiar a fost o problemă cu un producător pe grup în privința comunicării și a respectului pe care îl avea față de clienți, dar acel producător a fost deja exclus. Deci, în primul rând, comunicarea. Pentru a ști exact, când un om te întreabă la ce oră vii, să măcar să știi o oră aproximativă, să știi să-i explici cum au fost făcute acele produse, dacă au fost cu conservanți sau nu, dacă pământul a fost cu îngrășământ sau nu, deci mai multe. Asta în primul rând, comunicarea. În al doilea rând, să fie onest, deci să fie, mai ales că sunt multe mămici pe grup care vor produse naturale pentru copii și ne este greu. Eu personal nu știu să le identific pe cele care nu sunt naturale. Dar nici naturale. Nu cred că există posibilitatea asta fără condiții de laborator. Nu, așa este și să fie om la urma urmei. Să fie om la urma urmei, da. Și moldovenii sunt oameni, și ardelenii sunt oameni. Cum era aia cu negustor, vizi, nu vizi, negustor te numești, da? V-ați gândit vreodată să intrați în rândul producătorilor, să treceți din tabăra consumatorilor în rândul producătorilor? Am fost pentru o scurtă perioadă de timp. Ce ați produs? Prăjituri. Oh, foarte bine. Și torturi. Da. Grasul din mine zice, bravo, e bun, grupul promite. Dar datorită condițiilor pe care le avem aici, adică spațiul nu îmi permite să continui. Este unul din hobby-urile mele. Mi-aș dori ca la un Poale moment dat chestii, nu? Pe lângă și torturi și tot felul de prăjituri și alte copturi, dar momentan nu dar mai pe pot. Grup sunt producători, producătoare de prăjituri? Sunt câțiva, nu mulți, sunt câțiva. Vă invităm să le vedeți. Abia aștept. Partea asta cu prăjiturile îmi place cel mai tare. Bine, și soacră mea stă bine. Cred că soacră mea ar fi bună de producător aici, că produce niște lucruri spectaculoase. O invităm pe grup. Da, trebuie. O să o canalizez către grup să vadă ce se întâmplă acolo, să vadă dacă se regăsește cumva. Treaba e că lucrurile astea, un grup relativ mic, cum spuneți dumneavoastră, 30 și ceva de oameni, ar rezolva 75, dacă nu mai mult, la 100 din neapărat probleme culinare, dar de, uite că îmi scapă termenul acum, nu alimentare, dai că vine imediat, aprovizionare. Aprovizionare era termenul care îmi scăpa, din agricultură, de la CAP-uri. Așa. Ar rezolva problema asta, cumva. Adică să ai și o livrare în niște termene ok, prețurile să nu difere foarte mult față de piață. Orice om care primește la poartă, la ușă, niște produse, își dă seama că nu poate să coste la fel ca în piață. Dar nu fie diferența ca de la cer la pământ, că pe urmă nu mai merită. Zici, bă, pe ce fac? Fiindcă vine ăsta și zâmbește frumos aici și îmi dă două sacoșe cu mâncare naturală, chiar trebuie să accept orice preț. Că și aici e o discuție, da, presupun, apropo de prețuri. Deocamdată, din ceea ce am văzut noi și am experimentat, prețurile nu diferă chiar atât de mult față de piață. Într-adevăr, prețurile în Brașov sunt mai mari decât în Iași, dar și nivelul de trai este altfel. Dar deocamdată, la nivelul prețuri, eu zic că stăm bine. Deci, la nivel de producători, prețul este bun. Și face cineva o verificare a prețurilor de pe grup versus prețurile de la piață? Deocamdată nu cred. Asta că ar s-a putea făcut. Fi o idee. Ar putea fi o idee. Probabil că cei care devin consumatori... Aici, cu consumatorul, treaba e destul de simplă și merge pe două căi. Există consumatorul care are mai mult încredere într-un astfel de producător decât într-un intermediar de la piață. Într-adevăr, acum sunt distincte lucrurile și în piață. Vezi care sunt producători și care sunt pur și simplu revânzători, da, care umblă și ei cu duba. Și până la urmă e și asta o treabă, nu poate fi condamnată. Însă calitatea se mai pierde pe drum. Drumul e lung, calitatea se mai pierde. Dar ar trebui văzut un pic cam ce prețuri sunt acolo la un producător local. Cam ce prețuri sunt, pentru că s-ar putea să fie aceiași producători și în piață și pe Facebook. Nu cred că
Unii se reduc doar la a vinde pe Facebook, dacă nu merge treaba. Așa se duc este. Și la piață. Păi chiar avem un caz, tot care ni l-au spus cei de Adoptă un Țăran, o doamnă care vindea în Piața Star și care își dorea să scape de o zi întreagă de stat la piață, tocmai având și mașină, prefera să vină să facă livrări acasă. Ce să spun? Trebuie să evolueze și ei un pic. Oamenii, într-adevăr, au mai fost și în piață, au spus că produsele pe care le-au găsit în piață nu aveau gustul pe care l-au au produsele de la producătorii locali. Pot să confirm și eu acest lucru. Chiar la începutul perioadei, când a început să apară în piață spanacul și alte verdețuri, nu aveau gust. Noi eram obișnuiți cu gustul de la Iași. Și aici când am ajuns și nu aveam o altă posibilitate de aprovizionare, a trebuit să ajungem în piață. Inevitabil. Inevitabil. Corect. Și gustul este foarte important. Să nu uităm gust. Bine, acum și în Moldova sunt lucruri foarte bune și în Ardeal sunt lucruri bune și la Olteni. Am dispărut prazul, eu sunt că am supărat pe treaba asta. În Iași avem praz. Păi, prazul e de la Olteni, nu e de la moldoveni. Prazul ăla am văzut peste tot. Că praz găsești peste tot. Am constatat acum de vreo câțiva ani că praz are toată lumea. Olandezii, nemții au praz. Nu știau ei că se numește praz, dar l-aveau. De la Neamărin, miliardar încoace, românii știu că prazul e oltenesc. Și ceapa roșie e tot în Ardeal, adică... Așa este. Lucrurile astea. Da, mulțumim frumos, Roxana Climescu, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Felicitări pentru inițiativa asta. Mulțumesc. Cu un grup. Ai văzut că, nu știu la Iași care a fost reacția, dar reacția mediei locale a fost bună. Uite, bă, așa și scria. A venit o moldoveancă să ne ajute să ne promovăm produsele. Păi dacă a avut ideea, ce era să face? Să-i furăm femei ideea? Nu este a mea, a fost preluată din Iași, de la grupul de unde v-am spus că... Deci nu este o idee originală. Originală de la Iași. Originală de la Iași, da. Da. Mulțumim frumos încă o dată pentru participarea la emisiune. O să dăm pe la grupul ăsta să vedem cu... Mai ziceți o dată cum se numește. Brașovul susține produsele locale. Brașovul susține produsele locale. Ia să vedem, frate, putem să susținem produsele locale sau nu putem. Până la urmă nici nu e obligatoriu. Trebuie să vedem întâi ce produse sunt acolo, da? Așa să fim ardeleni, să nu ne grăbim. Încet, încet. E și o reclamă la televizor. Ce, dar parcă se mișcă încet. Sunt ardeleni. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT. We'll be right back.